Yo, 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 yo! Aici fratele vostru Snoop Dogg, cel puțin cu verdele ăsta pe fundal. Dar hei, astăzi este pe bază de mâncare. Bine, eu nu o să mănânc nimic, în schimb o să ne minunăm de cum a fost servită și făcută mâncarea în diverse restaurante. Ideea asta de clip mi-a venit săptămâna trecută când am fost cu niște prieteni la munte, mai exact la cabana Ciucaș. Și de la cabana Ciucaș am urcat în vârful Ciucaș și am coborât la cabana Ciucaș. Traseul ăsta a durat undeva la 4 ore, 4 ore și puțin, bine, am prins și timp nasol. Ceață peste tot, nu vedeai absolut nimic, bă, și bătea un vânt ceva rău. Din fericire pentru noi, de data asta nu ne-am mai pierdut, am ajuns safe, am ajuns acolo în vârf, am făcut cu niște poze, am mai stat puțin și am coborât la cabană cu gândul că mâncăm și noi ceva cald, ceva bun după 4 ore, nu? Într-adevăr, când am ajuns noi acolo la cabană, era ora 5 și era singura cabană din zonă unde puteai să mănânci și tu ceva. Și nu că a fost proastă mâncarea sau ceva, nu a existat mâncarea. Am intrat frumos acolo în cabană cu gândul că mâncăm și noi ceva, v-am zis, a venit un nene, ne-a lăsat meniurile pe masă, am luat frumos meniurile și ne uitam acolo ca la bibliotecă. Aveau oamenii de toate în meniul ăla, de la pește, la șnițele, la mici, la ceafă, bă, de toate. Vine omul frumos peste câteva minute să ne ia comand, dacă ce doriți, că v-ați hotărât că da, eu vreau mici, ăla voia mici, cineva voia cârnați. Aaa, păi da, nu mai avem mici și nici cârnați. M-am uitat puțin în meniul ăla, am zis, bă, îmi iau șnițel de pui. Nu poți să dai greș niciodată cu șnițelul de pui, e bun peste tot vorba aia, Doamne ajută, șnițel de pui. Ăștia la fel, voiau șnițel de pui, vine omul peste câteva minute că v-ați hotărât că da, vrem șnițel de pui. No. Nici nițel de pui nu mai avem. Mă mai uit un pic în meniul, am zis, bă, îmi iau o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Adică ce dracu poate să fie rău și la ceafă de porc cu cartofi prăjiți? Aia e. Vin la fel frumos omul, ăștia la fel voiau ceafă. Că v-ați hotărât că da, vrem o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Pa, mă, nici ceafă nu mai avem. Bă, și deja m-a bucat să răspumele și l-am întrebat până la urmă, bă, dar voi ce aveți în bucătăria asta? Există ceva? Aveți ceva de mâncare sau nu aveți nimic? Că mai avem doar tochitură și pulpe de pui, în rest nu mai avem nimic. Păi nu puteai să zici mâncați și gura ta, nu puteai să zici așa de la bun început, de ce n-ai mai adus meniurile? Și o tochitură nu voiam, adică pe bune, cine dracu și ia tochitură? E ultimul lucru pe care mi l-aș lua la un restaurant să merg să-mi iau tochitură. Cine mănâncă tochitură? Cine își comandă tochitură? Pulpe de pui, meh, nu vreau pulpe de pui. Am zis măcar niște ouă cu cartofi prăjiți, că sincer mi-era foame, aș fi mâncat măcar niște ouă cu cartofi prăjiți, adică cel mai basic lucru din lume. Și zic omului, măcar niște ouă cu cartofi prăjiți poți să ne faci? Păi nu prea pot, că dacă vă fac ouă, rămânem fără ouă la tochitură. Aie, dar înainte să mergem, eu vreau să-mi iau un vin fiert și l-am întrebat pe om, bă, măcar vin fiert aveți? Că da, vin fiert avem, dar trebuie să mergeți separat la bar, că băuturile se iau separat de la bar și mergeți voi acolo și achitați tot acolo. Am ajuns frumos la bar, îi cer omului un vin fiert. Mă, vin fiert nu mai avem. Bă, mi s-a părut incredibil. N-ai cum, efectiv. Și repet încă o dată, înțeleg că era ora 5 și că oamenii au rămas fără mâncare. Bă, da, ne ziceai de la bun început, avem doar asta. Ne duceai meniurile și ne lăsai ca proștii să ne uităm jumătate de oră pe meniurile alea. Omul ne-a adus meniurile să ne facă în ciudă cu ce aveau. Noi avem de toate, dar muie, că de fapt n-avem. Și mă rog, v-am zis, ne-am urcat în mașină, am mers în altă parte și aia, mâncam mici. Și totuși, revenind la ideea noastră de clip, personal, mai bine nu mănânc nimic decât să fie mâncarea proastă sau să fie servită și să arate în halul ăsta. I s-a făcut rău bucătarului și a vomitat în farfurie. Ce se întâmplă aici? A mâncat stricat, a avut diaree, că asta fac și eu la WC-ul când mă stric la stomac. Dacă îi dau unui câine așa ceva, bă, mă mușcă, începe să vorbească cu mine, nu latră. Începe să vorbească și îmi zice: "Cu aici bulangiu, chiar trebuie să-mi caut o cățea să-mi facă și mie de mâncare cum trebuie. Am crezut că suntem prieteni, dar vă că ești bulangiu rău de tot. Ia mănâncă tu așa ceva." Handicapatule, cării cu ceva carne ar trebui să fie aici. Și totuși a lăsat un om un comentariu și a spus asta. Și că eu sunt din India și dacă servești așa ceva, ți-ai bătaie. Și pe bună dreptate, bă, arată scârbos rău de tot ce se întâmplă aici. Eu înțeleg că sunt mâncăruri pe lumea asta care nu arată neapărat wow, cum e zacusca de exemplu, adică când o vezi acolo în farfurie, parcă nu-ți vine neapărat așa să mănânci. Bă, dar e bună. Dar chestia asta, bă, indiferent cât de bun ar fi sau nu, nu mersi. Bănuiesc că asta se întâmplă când nu ai și poză cu preparatul respectiv în meniu. Că dacă vedeai poza cu așa ceva, bă, nu-ți mai comandai. Și un restaurant care se respectă, bă, în principiu are și poze cu preparatele. Mi se pare normal și de bun simț să vezi și o poză cu mâncarea aia. Inclusiv pe Glovo și aplicațiile astea de mâncare, bă, sunt o grămadă de restaurante unde nu vezi poza cu preparatul respectiv, nu au poze oamenii. Ceea ce mi se pare bun minus din start, pentru că vreau să văd și eu mâncarea aia. Înainte să o comand, vreau să o văd.
Trecem totuși mai departe la omul ăsta care ne spune că și-a comandat o limonadă și a primit-o în conservă asta, vai morți ei. Ceva mai trist nu am văzut în viața mea. Bă, dacă poți să faci asta, asta nu înseamnă că trebuie să o și faci. Ori l-a luat cineva la mișto pe omul ăsta sau o fi fost omul bulangiu cu oamenii, cu chelnerii și ce-or fi zis. A, da? Stai așa. Ori probabil toate băuturile din restaurantul ăsta se servesc în conserve din astea. Ori avea oamenii o tematică din asta mai, nu știu, vintage sau whatever și s-au gândit că ar fi o idee bună să servească toate băuturile în conserve din astea vechi. Dacă într-adevăr asta e, mi se pare legit cea mai proastă idee ever. Eu înțeleg ideea de business și că vrei poate să o faci diferit față de restul lumii. Adică dacă vrei să o faci diferit față de restul lumii, fă-o cumva să fie cool, nu să fie bătaie de joc. Cine a venit cu ideea asta, cine a avut impresia că e cool să servești băuturile în conserve din astea, are niște probleme. Voi vă dați seama ce față făceam dacă ceream o bere la draft și mi-o aduceam un conserv asta? Indiferent cât de bine sunt spălate conservele astea, sunt destul de sigur că pe termen lung, bă, nu e cel mai igienic lucru din lume să bei din ele. Și să înțeleg că de aici s-a inspirat Lady Gaga când s-a prezentat la ceva eveniment cu rochia aia din carne. În cazul ăsta nu aș fi deranjat, mi se pare un mod destul de creativ de a servi prosciutto crudo, cred că e asta. Acum, na, nu știu la fel cât de igienic e toată treaba asta, dar să zicem că e tare. Cu siguranță scoți telefonul și vrei să faci un story, vrei să faci niște poze la așa ceva. E instagramabilă treaba asta. În cazul ăsta nu pot să zic neapărat că mâncarea este problema, deși arată puțin răuț și ce se întâmplă aici, nici măcar nu știu ce se întâmplă aici, mai ales și chestia din stânga. Da, nu știu exact ce se întâmplă, dar repet, nu neapărat să zici că nu neapărat mâncarea este problema, cât servirea. Toată treaba asta se întâmplă pe un fund de lemn și masa aia are găuri. O să înceapă la un moment dat să curgă din mâncarea asta, termin de mâncat, dai să pleci și vezi că ai sos padida. În locul ăsta le ceream și o farfurie, adică pe bune, mi se pare stupid să servești așa ceva pe un fund de lemn. Hai, dacă era un burger, nu știu, sau o pizza, sau niște crispy, oriceva, ok, înțelegeam, dar chestia asta nu servești, nu o servești pe un fund de lemn. Și bine, dacă vă întrebați ce naiba se întâmplă aici, stați liniștiți că și eu mă întreb fix același lucru. Ce naiba animal dubios e ăsta în primul rând? Și de ce naiba e servit într-o caserolă din aia cu oglindă într-o cutie pe care o desfaci și are o oglindă? Ce rol are oglinda aia? Te uiți să vezi dacă te-ai murdărit la gură după ce termin, să vezi dacă ți-a rămas animal din ăsta dubios între dinți? Ce naiba rol are oglinda aia? Iar ăsta, după cunoștințele mele culinare, nu foarte dezvoltate, ar trebui să fie tartară. Este carne crudă în principiu, de vită sau de cal sau de mai multe chestii din câte știu și conține ceapă verde, pătrunjel, condimente, chestii, ou, dar în principiu e carne crudă. Până la urmă, da, nu te cace în gustul omului. Eu nu aș mânca așa ceva, dar na, sunt oameni acolo care o fac. Problema aici, de fapt, este la fel, tot servire. Că toată bucata asta de carne cu ou ăla cu este pus pe fundul unui pahar. Miși paharul ăla puțin de acolo și riși să pice carne, ceva rău. Iar aici avem sushi într-un copac. Mi se pare bine. Mi se pare tare. Eu știu de un preparat furnici în copac. Ăștia s-au gândit să facă sushi în copac și să pună chiar sushi într-un copac. Eu zic să facem și noi la fel de Crăciun, mă. Ne luăm brad și în loc să punem ca toți fraierii, ca toți, să fim și noi diferiți. Toți fraierii pun globuri, pun... Eu zic să punem sushi, mă, acum de Crăciun, a? Ne luăm brad, punem sushi, mi se pare o idee mult mai bună. Și totuși, dați-mi voie să cred, lăsați-mă să cred că ce se întâmplă aici e fake. În sensul în care bucățile alea de sushi sunt puse la mișto acolo, sunt de design și atât. Cum punește la noi în torturi tot felul de chestii de prostioare pentru design, așa s-au gândit și ăștia să pună 4 bucăți de sushi fake într-un copac. Iar ăsta numesc eu un mic dejun puternic. În Anglia se întâmplă treaba asta, mă gândesc că ăștia știu că au micul ăsta dejun cu bacon, cu fasole, cu ouă, cu bă, de toate. Termin toată mâncarea asta, vomiți după aia, e imposibil să nu vomiți. Adică, ok, înțeleg ideea de mai bine mai multă mâncare decât mai puțină. Bă, da, unii serios pun la mâncare. Înțeleg că e toată treaba instagramabilă, că dă bine în farfurie, că whatever. Dar la sfârșitul zilei e risipă de mâncare și atât. Și hai că sticul ăsta pe care au fost astea puse de ani, nu e ruginit sau ceva. Sau nu pare că o să ruginească sau e deja ruginit, repet. Ceva mai rău, bine, vreau să cred că n-a fost toată treaba asta intenționat făcută, deși vezi dracu, înainte să pui ala de onion rings, vezi că ăsta arată ca dracu, că e ruginit, e vai morții lui. Și totuși vedeți că băuturile sunt puse într-un pahar. Se putea și mai rău. Puteau să fie servite la fel într-o conservă. Eu sunt convins că în fiecare bucătărie a unui restaurant se mai întâmplă chestii de-astea dubioase de care noi nu știm. Vine mâncarea aia în farfurie, noi mâncăm, n-avem nicio treabă. Bă, da, măcar nu știu, nu văd și treaba asta cumva mă liniștește și mă neliniștește în același timp. Pastele astea, bă, n-o să vomind, dar mi se pare că arată destul de bine. Și totuși, iarăși, servite într-o cutie de metal, pe bune? Inclusiv farfuriile, vă, că sunt de metal, zici că sunt boluri din alea pentru câini sau pentru pisici unde le pui mâncare sau apă. Efectiv, boluri din alea zici că sunt.
Ăsta e un cocktail, Bloody Mary. Nu am băut în viața mea și nici nu aș vrea să încerc neapărat să beau. E un cocktail pe bază de vodka, suc de roșii, tabasco și alte căcaturi, din câte știu. Să mai pui și un burger acolo înăuntru, un sos ăla cu roșii, cu tabasco, cu vodka, cu ce dracu se întâmplă. Iar omul ăsta ne spune că l-a comandat supă și că asta de fapt e supă. Și că nu s-a pișat unul în recipientul ăsta. Mai degrabă asta, sincer. Cum se presupune că mănânci supa asta? Cum îți încape lingura în așa ceva? Te duci la restaurant, îți comanzi mâncare, se presupune că a venit mâncare, o mănânci. Nu ai nevoie de instrucțiuni. Aici pare că ai nevoie. Poate vă întrebați acum de ce dracu e pâinea gri? Stați liniștiți că și eu mă întreb același lucru. Mă gândesc că poate, nu știu, să se potrivească cu pietrele. E genul de mâncare, genul de prezentare, genul de sandwich unde clar scoți telefonul și vrei să faci un story, vrei să faci niște poze. Dar faci un story și te întreb ce dracu se întâmplă, ce dracu am primit aici. Nu faci un story că mamă ce cool e treaba asta. Cui se pare cool treaba asta, serios? Eu sunt și genul de om care în general nu e impresionat de mâncare. Dacă mă duc undeva, vreau să comand, să mănânc și să plec. Dar hei, în sfârșit, uite-mă și un mod creativ și funny în același timp de a servi o salată. Treaba asta chiar nu m-ar deranja, mi se pare un mod creativ și funny, v-am zis, în același timp, care nu m-ar deranja de a servi o salată. Uite, asta da, mi se pare tare. Nu și treaba asta, în schimb, pe lângă faptul că arată scârbos, cum se presupune că mănânci așa ceva? Să ne complicăm viața doar pentru că unii vor să o facă diferit, să fie cool. Nu e cool ce se întâmplă aici, e stupid și arată și scârbos. Imaginați-vă doar să vină un brand la mine, de exemplu, de băutură sau de înghețată sau ceva. Și să-mi zică oamenii că vrem să faci o poză pe Instagram să apar cu produsul nostru. Nu trebuie să-l consumi neapărat din recipientul respectiv, poți să fii creativ. Ideea e să menționezi de produsul nostru în descriere și să ne dai tag. Și eu să mă apuc să pun băutura aia sau înghețata aia într-o mini pubelă din asta. Să-mi fac poză și să bag acolo în descriere, în paranteză. Foarte bun! Consumați cu încredere! Ar ieși o reclamă foarte bună la produsul respectiv. Mi s-ar părea bine, mă! Și totuși, cam atât și cu clipul ăsta, o să închid și eu aici, sper că nu a ieșit foarte scurt, dar ca de obicei o să vedem la editare. Mi s-a făcut puțin fomiță, mă duc, am și programarea de stomatologie. Nu uitați că mă găsiți și pe contul de Instagram, andrei.cosmin. Nu uitați să dați și un subscribe la canal și să prindeți notificările dacă sunteți noi. Și ca de obicei, repet, ne auzim data viitoare. Ciao les!